Aleodor Sobolu, primarul comunei Orțișoara, anunță că tinerii din localitate vor primi terenuri pentru a-și ridica o casă în noul pus din localitate. Edilul se bucură că natalitatea a crescut în comuna pe care o cârmuiește și vrea să ajute tinerii pentru a porni mai ușor pe drumul îndoi și pentru a-și dezvolta familii armonioase. Multe proiecte, dar vorbim despre terenul de casă, care se vor da săptămâna aceasta, se vor da tinerilor pentru legea 15/2003, sunt 62 de loturi de terenuri care vor fi date exact pentru cei care și-au depus dosarele. Și mă gândesc că o să fie bucuroși. Deja am văzut că ați dat mai multe terenuri, oamenii și-au construit acolo locuințe. Cum se dezvoltă comuna în acest sens? Da, este vorba de puzul 1 Orțișoara, care s-a dat în 2008, 2009, 2010, s-a dat și la Cornești. 2010-2011, tot locuri de casă, se dezvoltă acum, se dezvoltă. Automat am crescut puțin, pot să spun că partea de natalitate a crescut undeva, deci de la 4380 cât am avut, acum suntem undeva la 4800 de locuitori care ne bucură mult de tot că am ridicat comuna, adică ne-am ridicat noi toți. Mai sunt locuri disponibile, ca să spun așa, mai pot aplica cetățenii pentru acest loc de casă? Deocamdată, partea de puzul 2 este sigur, deci le vom da. Și vreau să le spun clar că le vom da, să nu mai spună nimeni că nu le dăm. Le vom da cetățenilor, copiilor, pe legea 15, le vom da aceste terenuri pentru a face casă. Noi nu putem să le lăsăm. În plus de acest lucru, am făcut și de la drumul la proiecte pentru ce? Pentru drum, pentru apă, pentru toate utilitățile care trebuie să fie acolo. Comuna Orțișoara este o localitate în plină dezvoltare.